Viteza este principala cauză responsabilă de producerea accidentelor în România. Tocmai de aceea șefii poliției române iau în calcul repunerea în funcție a radarelor fixe. Șeful poliției rutiere, comisarul șef Lucian Diniță, a declarat pentru jurnaliștii de la Gândul că a propus înființarea unui grup interministerial care să realizeze un ordin comun care să reglementeze funcționarea acestor aparate. Atunci când vom avea un cadru legal, vom repune în funcțiune cele peste 120 de radare fixe montate deja de autoritățile locale. Aparatele vor fi montate doar în localități, a explicat comisarul șef Lucian Diniță. Dacă propunerea polițiștilor va deveni realitate, atunci aceste aparate radar vor fi din nou puse în funcțiune. Oamenii legii speră că astfel numărul accidentelor pe teritoriul patriei să scadă în mod considerabil. Până acum aproape 2 ani, aceste aparate au funcționat în 21 de județe ale țării. Printre acestea se numără și Mehedințiul. Ele au fost însă scoase din funcțiune pentru că nu respectau normele legale. Acum polițiștii se pregătesc să le repună în funcțiune, chiar dacă unii șoferi dezaprobă acest lucru. O să spun că sunt de acord, cu toate că această măsură nu o văd benefică. Pentru că, ca și până acum, când este un radar, șoferii se anunță între ei. Va fi tot un impediment. De obicei se pune exact unde e tronsonul de drum cel mai bun. Și în rest, deci trebuie să te obligă să mergi cu 50-60 în localitate și după aceea dai să recuperezi și iarăși, atunci cred că e pericolul mai mare. Sunt însă și conducători auto care privesc cu ochi buni inițiativa polițiștilor. Polițiștii vor să le reintroducă, credeți că astfel se vor scădea numărul de accidente rutiere? Posibil pentru așa ceva. Ar fi benefică reintroducerea lor? Eu, din partea mea, unul ca șofer a spune că da. E un lucru bun. Credeți că astfel se vor reduce numărul de accidente? Sigur că da. Toate radarele fixe vor fi semnalizate cu panouri care avertizează o zonă monitorizată.